M-am prefăcut a nu vedea în miez de zi cărarea ta. Pe arca ta hrănită am corbi când tu îi vindecai pe orbi. Când mi-ai vorbit pe prin tărbi de lege, m-am prefăcut a nu înțelege cum tu scriai euului meu cu degetul lui Dumnezeu. Când ai făcut cărări prin ape, robiții din robii să scape, eu, egiptean, înapoi a lor îi urmăream prigonitor. Când am adus cu nun de laur vițelului cu trup de aur, n-ai răstignit mâinile mele, ci lucrul prămădit de ele. Când, dezgolindu-ne de tot, te-ai pus pe urmele lui Lot și eram păcătoși și goi, poate am privit și eu înapoi. Și n-am avut credința mare când m-ai chemat să merg pe mare, tot pogorând am nimerit cu Iona în pântece de chit. Eu pescuiam în ape tulburi când el făcea pescar de oameni. Iar când puneam semințe, sânguri, mi-am dat averi de la fame. Am fost și eu un ghețiman cu ceata de soldați romani. Mă învățau a-l împlânta pe răstignit cu surița. Când ai făcut din apă vin, voiam în cana să revin. Ziceam, aceasta-i nunta ta, dar eu veneam spre a mă îmbăta. Mă îndemnam să cred că-i vânt când el s-a prefăcut cuvânt, în vremea când venea spre mine din Iordan, în cinzecime. Deși am auzit de el, n-am fost decât Gamaliel. Până am intrat la el în staul când Pavel dezbrăca pe Saul. În vremea ce mi-era ogorul și când făcea din oameni sfinți, și eu, ca Iuda, vânzătorul, am dat 30 de arginți. M-am alipit păgânilor în graba de a-l da pe el în schimb lui Baraba. Și viermele în inimă, tot rosa, când am scuipat pe via dolorosă. Nu am crezut nici eu, ai doma necredinciosului de Toma, până am pus mâna în coasta lui și în urma rănilor de cui. Pe cruce când l-au ridicat și între tâlhar l-au așezat, am fost tâlhar printre atei. Dar, Doamne, care dintre ei? Mi-am strâns genunchii să mă rog, dar am văzut că sunt oloc. Și nu am mai putut umbla până am călcat pe urma sa. M-am prefăcut că nu sunt mut, deși eram de la început. Și-am rătăcit în lumi rebele. Ajută-ne credinței mele. Doamne, mă rog în biserica aceasta, ca Dumnezeu să dea înțelepciune. Amen. Pentru că în 1 Ioan 5:20 se spune că Fiul lui Dumnezeu a venit să dea înțelepciune și că noi suntem în Cel ce este adevărat și El este Fiul lui Dumnezeu și viață veșnică. Să vă dea pricepere să împliniți tot ceea ce trebuie împlinit și să-i mulțumiți lui Dumnezeu când vă arată calea adevărului. Oamenii vor veni și vor spune, vor adăuga și vor scoate din ceea ce cuvântul a lăsat. Dar examenul despre care am vorbit, examenul final, se face după scrisoarea de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu viață veșnică. Amin. Amin.